Angajamentul tuturor instituțiilor din Republica Moldova este ca procesul de integrare europeană să fie cât mai rapid. Declarația a fost făcută într-un interviu oferit pentru Newsmaker de către ambasadorul țării noastre în Belgia, Viorel Cibotaru. Potrivit diplomatului, țara noastră a demonstrat deja capacitatea sa de a rezolva toate condițiile formulate de Comisia Europeană, iar acum suntem în proces de scanare a legislației Republicii Moldova și pregătire pentru procesul de negociere. Eu cred că noi suntem priviți de acum ca o parte acestei mari familii europene. Republica Moldova își îndeplinește toate angajamentele și, de fapt, este capabilă să-și rezolve mai multe probleme de criză. Deci noi am demonstrat cu brio, de aceea reacțiile sunt din cele mai pozitive. Sigur că există și o simpatie de tip nou, o descoperire a Republicii Moldova, mai ales după acea ospitalitate cu care am tratat refugiații din Ucraina. Ambasadorul Viorel Cibotaru mai spune că lucrurile trebuie să fie sincronizate, inclusiv și în relația Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică. Din 2025 noi vom intra într-o altă formă de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică în baza unui program individual consolidat de parteneriat, care de fapt a întrunit toate aceste programe spre eficiența și deci un mai mare randament. Întrebat despre referendumul privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, diplomatul a declarat că este o acțiune politică și electorală absolut necesară pentru consolidarea efortului național de integrare europeană și speră că moldovenii să conștientizeze acest lucru. Concursul pentru funcția de procuror general a fost organizat corect și transparent. Cel puțin asta declară șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari. Într-un interviu pentru Newsmaker, oficiala a precizat că autoritățile de la Chișinău cooperează intens cu Comisia Europeană, care vine cu recomandări pentru acestea. Acum important ca Consiliul Superior a Procurorilor să examineze când poate fi anunțat un nou concurs și deja urmând toți pașii necesari și de a ne asigura că experiențele care au fost în trecut, adică pot fi depășite. Cât despre acțiunile întreprinse de Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, oficial a menționat că pașii parcurși de țara noastră sunt foarte, foarte scurți. Dau un exemplu, screeningul explicativ în cazul acestor state a fost peste un an, aproape 2 ani. În cazul nostru, calendarul este din februarie către sfârșitul lunii mai. De ce acum prioritatea este ca să fim bine pregătiți și să vedem unde este necesar de a ajuta cu expertiză și asistență în instituțiile de linie care au nevoie de această ghidare adițională. Totodată, Morari a vorbit și despre referendumul din toamnă și a menționat că este important să ne asigurăm că avem această susținere plenară cu referințele necesare în Constituție. Reparația traseului Soroca-Otaci va începe în această primăvară, iar autoritățile și-au propus să finalizeze lucrările în următorii 2 ani. Despre asta a anunțat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu. Deși proiectul de reabilitare a fost lansat acum un an, oficialul spune că pe șantier nu s-a bătut pasul pe loc. Primele lucrări care se fac țin de mobilizarea antreprenorului. Și dacă veți merge la fața locului, veți vedea că antreprenorul s-a mobilizat, și-a instalat echipamentele, trebuia să instaleze uzina de producere a asfaltului. Lucrările propriu-zise pe care le așteaptă oamenii încep acum în primăvară, conform planului. Deci, conform planului de realizare acelui tronson extrem de important pentru zona de nord, nu sunt careva întârzieri. De reparația tronsonului se vor ocupa 2 companii, una din Turcia și alta din Republica Moldova. Valoarea totală a proiectului este de peste 44 milioane de euro, bani oferiți de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Aproape 750 de primării au depus dosarele pentru a participa în cadrul proiectului Satul European, inițiat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Anunțul a fost făcut de ministrul Andrei Spânu în cadrul unei conferințe de presă în care a făcut totalizarea rezultatelor primei etape a programului. Potrivit lui Spânu, cei mai mulți primari își doresc sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile lor, întrucât peste 315 dosare țin de acest domeniu. Urmează alte 2 etape ale proiectului,
programului, iar autoritățile centrale și-au propus ca beneficiarii programului să fie anunțați la sfârșitul lunii iunie. În cadrul acestei etape, UNIDRL va asigura efectuarea vizitelor în teren, după caz, pentru verificarea veridicității informației prezentate de către aplicanți. Și etapa 2, evaluarea tehnică și financiară a proiectelor. În cadrul acestei etape, se va verifica oportunitatea și importanța proiectului înaintat. Proiectul Satul European 2024 a fost inițiat în decembrie 2023, iar autoritățile locale au avut la dispoziție 4 luni pentru a depune dosarele de participare. Valoarea totală a tuturor proiectelor prezentate de primari este de 3,78 miliarde de lei. Simpatizanții fostului partid Șor, declarat neconstituțional, s-au pornit să protesteze la București, unde se afla președinta țării, Maia Sandu, însă au fost întorși din drum. Incidentul s-a întâmplat acum câteva zile, când peste 100 de persoane au primit interdicția de a intra în țara vecină, după ce autoritățile române au constatat că acestea fac parte din grupul afiliat lui Ilan Șor. Șeful Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP, Viorel Țentiu, a declarat pentru Ziarul de Gardă că este vorba despre un atentat la securitatea națională a țării vecine. Interdicția a fost aplicată în urma unor analize și, respectiv, ca și concluzie, acei tineri au prezentat și prezintă pericol pentru securitatea națională a României. Mai mult ca atât, aici a fost vorba despre România, însă în cazul în care alți tineri sau aceiași tineri vor prezenta pericol și pentru alte state europene, la fel va fi aplicată interdicția, deoarece ei, la direct, atentează la securitatea națională a oricărui stat. Acum o lună, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat într-o conferință de presă că peste 200 de persoane au fost pregătite la Chișinău pentru a merge să protesteze la București în data de 6 martie. Fiecare persoană ar fi primit până la câteva sute de euro, iar pentru un microbuz în care se aflau 20-22 de pasageri, suma alocată era de 10.000 de euro. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aflat la București în perioada 5-6 martie, unde a participat la mai multe evenimente politice. Captură de țigări în valoare de aproximativ 14 milioane de lei. Schema a fost deconspirată la Bălți, iar oamenii legii au reținut pentru 72 de ore un bărbat care era dat în căutare de către Biroul Național Interpol din București. Acesta a fost condamnat anterior la 2 ani de închisoare în România pentru contrabandă, iar în Moldova la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie. Bărbatul a încercat să fugă, dar a fost reținut pentru 72 de ore. El se va afla în custodia statului timp de 30 de zile pentru a nu se eschiva de la răspundere. Poliția anunță că a găsit asupra lui un permis de conducere emis de autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului. Documentul era eliberat pe un alt nume, însă avea fotografia bărbatului. De asemenea, au fost efectuate percheziții la unele gherete din Bălți deținute de un bărbat și o femeie cu vârstele de 61 și 45 de ani. De la cei doi au fost ridicate 140.000 de euro și 490.000 de lei, sume care se presupune că provin din activitatea ilegală. Poliția a descins și la o femeie de 62 de ani care a oferit spațiu de păstrare a țigărilor. Oamenii legii susțin că o parte din marfă ar fi ajuns în țară prin contrabandă din Ucraina. În Republica Moldova a început recensământul general al populației și al locuințelor. În perioada 8 aprilie-7 iulie, aproximativ 4.000 de recenzori vor merge din ușă în ușă și vor colecta informații despre vârsta, sexul, naționalitatea și etnia rezidenților, nivelul de educație, ocupația, locuința și condițiile de viață. De asemenea, va fi verificată prezența canalizării și a aprovizionării cu apă în gospodării, metoda de încălzire și alte date. În premieră, sistemul de colectare a informațiilor este digitalizat, iar operatorii de interviu vor folosi o tabletă pentru a introduce datele în format electronic. Recensământul este efectuat la fiecare 10 ani, iar potrivit legii, participarea este obligatorie. Cetățenii care refuză să participe de 5 ori riscă o amendă de până la 2500 de lei. Echipa Newsmaker a decis să întrebe pe locuitorii capitalei ce părere au despre recensământul populației. Nu văd nimic negativ. Eu cred că e posibil că fie clar câți oameni sunt în Republică.
cât muncesc, cât nu muncesc. Nu, încă nu a fost nimeni la mine, nu m-a întrebat nimeni. Считаю отлично, потому что данные должны быть обновлены не только там с точки зрения каких-то политических или еще, просто чтобы знать актуальную настоящую цифру, сколько людей, где кто проживает и так далее. Недостатков не вижу. Cred că sunt avantaje, dacă este un registru, pentru a face o generalizare la tot populația Republicii Moldova. Probabil e util ca să știi numărul oamenilor dintr-un stat, cetățenilor dintr-un stat. E util pentru cifre, statistică. Вообще, перепись, я считаю, как бы это достаточно важная процедура, но если учитывать то, как она проводится, это достаточно большая, объемная такая анкета, и я не думаю, что только я, но и другие, они не готовы будут отвечать, вот отдельное время себе выделить, чтобы отвечать на все эти вопросы, потому что толком нам это не нужно. Înțeles că asta, pur și simplu, e mai mult informațional la, de la persoane. Eu cred că asta e ceva normal, să te duci la persoane și să afli care e situația la dânșii. Eu cred că asta e... Требуй, по всем. Ну, я считаю, что перепись, в принципе, ну, это хорошее дело. Но, наверное, я бы не стала на такую огромную анкету отвечать прям полностью, потому что, ну, как мне кажется, это просто занимает много времени, и нет смысла там писать, есть ли у меня кошка, собака, машин, сколько и так далее. Авантажи ли с укотки с... Чей касфио информации генерала, чей каталуми есть, и чей не чифачи. Дар минусу, и чей к... Prea multe informații personală să iasă la asta. Cred că este necesar de făcut asta, din cauza că foarte multe persoane pleacă pe hotare și rămân cu viza de reședință aici și oricum ei se numără și apoi când se petrec voturile, nu este atât de corect cifra care o arată în datele statistice. Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită anual în data de 8 aprilie, a fost marcată la Chișinău cu un marș al femeilor rome desfășurată în susținerea drepturilor egale și împotriva violenței. Acțiunea a fost organizată de Platforma Femeilor Rome în parteneriat cu UN Moldova. Participanții au pornit din fața oficiului central al Poștei Moldovei și au trecut pe la principalele instituții ale statului. Femeile rome rămân a fi discriminate, rămân a fi marginalizate și avem nevoie de consolidarea tuturor capacităților, atât a societății civile rome, dar fără suportul instituțiilor nu vom reuși să facem o schimbare. Directorul executiv al Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari, Valeriu Căldăraru, susține că în prezent comunitatea romă se confruntă cu diferite probleme și că își dorește să nu mai existe discriminarea între persoane. Situația nu s-a schimbat, de fapt. Nu s-a schimbat ce este discriminarea femeii rome și, în general, a comunității rome. Situația s-a schimbat că unii șefi de instituții sau instituțiile au învățat cum să nu discrimineze direct și cum să ascundă această discriminare. Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj către comunitatea romă și a subliniat că această zi este încă un prilej de conștientizare a nevoii de comunicare, de înțelegere și întreprindere a tuturor acțiunilor pentru combaterea discriminării și asigurarea integrării în societate. Dintotdeauna v-am admirat pentru talent, pentru sufletul dornic de libertate, pentru promovarea tradițiilor seculare. Astăzi constat că tot mai mulți reprezentanți ai comunității rome participă la viața societății, iau parte la procesul decizional, au acces la posturi și funcții de stat, sunt deputați, consilieri locali, șefi de agenții și consilieri în cabinetele personale cu funcții de demnitate publică, a specificat șefa statului. Potrivit datelor ultimului recensământ desfășurat în Moldova în 2014, numărul persoanelor de etnie romă constituia aproximativ 10.000. Когда бы не ставил подготовиться к лету, ставил бы просто приведи себя в порядок на всю жизнь. Subiectul etern care devine popular în fiecare primăvară, dar rămâne actual și în alte anotimpuri. Cum să fii în formă și să slăbești fără a renunța la mâncarea gustoasă? Despre caracteristicile unui regim alimentar pentru cei care doresc să slăbească și necesitatea efortului fizic, l-am întrebat pe Dorian Porcesco, campion mondial și de două ori campion european la dansuri sportive, antrenor de fitness și coach certificat. El știe tot despre acest subiect. Вам нужно сделать какой-то интенсив, не идти пешком по армянскому кладбищу и собирать конфеты, а сделать максимальные интервалы. 30 секунд быстро работаем, как первая брачная ночь, а потом минуту медленно работаем. И получается, вы станцуете на максимальной скорости 30 секунд, а потом минуту будете восстанавливать.
И так 10-15 отрезков. Un stil de viață sedentar, stresul, gustările pe fugă și dulciurile bogate în calorii sunt problemele care îl afectează pe omul modern aproape în fiecare zi. Rezultatul întotdeauna este același, creștere în greutate și nemulțumire atunci când te uiți în oglindă. L-am întrebat pe invitatul nostru care ar fi rețeta pentru a reveni rapid în formă după perioada rece. Когда бы не ставил подготовиться к лету, ставил бы просто приведи себя в порядок на всю жизнь. Никогда бы не сел на диету, сделал бы такое питание, которое бы я смог продержаться на нем всю свою жизнь. Cu toate acestea, antrenorul susține că poate garanta pierderea a 10 kg în 70 de zile, dar va trebui să depui efort și să te limitezi în alimentație. Для этого надо просто либо выбрать один путь, вы больше двигаетесь, и второй путь, вы меньше едите. Без бухгалтерии, активности и поедания калорий вы не сможете контролировать, что происходит с вашим похудением. Вам надо точно знать, сколько вы ели. Вы берете себе аппликацию на мобильном приложении, записываете то, что вы ели, буквально месяц, потом уже не надо будет, вы будете уже прекрасно понимать, сколько вы получили калорий и какая у вас активность. Dorian Porcescu a amintit o regulă importantă. Este necesar nu doar să consumi cantitatea necesară de calorii, ci și să le arzi. В среднем мои клиенты сейчас, офисные сотрудники, директора всяких фирм, на машинах передвигаются по городу, сидят в офисах и тратят, вернее, ходят 2-3 тысячи шагов. Я к вам пришел сегодня на съемку, у меня уже 18900 по шагам. То есть я могу позволить, чем больше я трачу, тем больше я могу поесть. Dorian trăiește la propriu pentru sport și a încurajat întreaga familie să adopte un stil de viață sănătos. Dimineața nu se trezește mai târziu de 5:30, își impune întotdeauna o activitate fizică și practică post-intermitent. Вы делаете интервал 16:08, то есть время паузы между пищей у вас 16 часов. Вот я ем в час, ем в 9, ем в 2, ем в 10. Все остальное время не ем. И в это время организм, чтобы найти дополнительный источник энергии для себя, потому что вы его не дали, он начинает пожирать клетки. Какие клетки? Старые, какие-то ушатанные, ну, больные, либо какие-то белковые отложения. То есть вы делаете самостоятельный детокс своего организма, не принимая никаких БАДов, соков, щеток или что у вас там еще. Очень прикольная тема. De asemenea, antrenorul a venit cu un sfat pentru cei care vor să trăiască mult. Potrivit lui, toate cele trei componente sunt la fel de importante: exercițiile fizice, o alimentație moderată și o stare de spirit pozitivă 24/7. Постоянное движение. Вперед-назад, 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 стенки, танцы, лестницы. Только движение. Поэтому вы видите по коридору в больничной терапии, когда вам сделали операцию, вас заставляют ходить, чтобы сокращались мышцы и лимфа начала двигаться. В каждом лимфоузле находятся наши воины, которые помогают нам победить те плохие ситуации, типа там бактерии, болезни, которые к нам приходят. То есть это наша защита. Питание, ну, чем меньше есть, тем лучше. Ну, то есть не 6 раз в день, не чтобы постоянно было окисление организма. 2 раза в месяц. Замечательно, 2 раза, плюс маленький перекус, там, типа какого-то дуряна или авокадо, пожалуйста, не проблема. И третье – это ваше эмоциональное состояние, насколько вы несчастны. Вот когда у вас есть все – Мерседес, Бугатти, самолеты, остров, люди, дети, все, ну вот печаль. Вот у вас ничего этого нет, но вы счастливы. Вот этот эмоциональный фон дает вам преимущество. Înlocuirea obiceiurilor dăunătoare cu cele sănătoase nu este niciodată prea târziu. Antrenorul este convins că dacă o persoană își stabilește cu adevărat un scop și are suficientă motivație, va reuși să obțină rezultatele dorite.